parte din asistența tot atunci, parte din nou. Data de tot am vorbit mai mult. Acum am să spun, hai fiți. Poate de micul. Da. Se aude? Două, trei lucruri vreau să spun. N-am să repet ce am spus. În anii 90, așa, un stareț îmi dăduse o casetă cu o căsătorie. Cu întâmplările minunea din Chevalonia, cu șerul. Acum este cunoscută în rândul credincioșilor, dar atunci era pasia. Eu când am văzut-o caseta, mi-a spus stare să vedeți că oamenii nu cunosc asta. M-am uitat la ea foarte interesant. Într-o mănăstire din insula Chevalonia, din Apusul Grecii, Apusul de Nord al Grecii, se întâmplă o minune din șerpi și se închină sărutei paramacidonii și pleacă. Chiar de Sfântă Mărie, pe nou. Regii sunt pe nou, pe la noi. Și... i-a spus părinte, și mă gândesc și... se întâmplă așa ceva? Nu știu ea. Și zic, da, am o casetă. Și eu te uita la ea. Și zice părintele, astăzi trebuie să te uită la ea. Și eu m-am dus acasă și m-am pregătit. Și astfel am părinte să vină, zic că acum vine părinte, îmi dai vizul, dar îmi preotea să... Au venit vreo 15 persoane. M-am vrut surprindere așa. Și s-a uitat la documentar. Imaginea că am fost așa, dar se vedea destul de bine, să zicem de plan. După care se mai zice, pregătește să mergem acolo de sănătate. Era în iunie, iulie, cred. Și Sfântă Mărie era aproape, pregătiți cele necesare. Am pregătit-o și pentru ea, dar o înspită extraordinară s-a întâmplat cu două zile înainte. Și i-a spus părintele și părintele să este imposibil să fie. Și atunci, parcă, m-a aruncat foarte cunoscut. O personalitate. S-au dus în Chefalonia și mi-a istorizit acest avocat lucruri extraordinare. La, în primul rând, când am ajuns acolo la biserică de Chefalonia, istorizie de venire. Când am ajuns acolo, părintele a fost cunoscut. Slujea un episcop. Slujea un episcop de Sfântă Mărie și a fost invitat să slujească împreună cu episcopul, desigur, școală de legi, și între timp, părintele pusese mâna în șerpi, îi luase mâna, șerpi nu mușcă, nu s-a făcut nimic, absolut nimic. Dacă le dai drumul, e o țină precisă, la ipara macinului, care este ipara încărcată în argint, să se iubă Ivan, să rămână la Macedoniu, stau o vreme pe Ivan și apoi coboară. Și părintele și-a părut extraordinar că nu se poate din lumea asta cu ochii. S-a împlinit dorința părintelui și acolo a plecat, pentru că să știți că a doua zi după Sfântul Mărie este Sfântul Gherasim. Alungături de mâna. Are moaște întregi. Și în zile de atenția de după, când a venit să spunți martirilor copii, s-a întâmplat acolo în Grecia, în Chivanul, să văd de Sfântul Gherasim, să face procesiune mare cu moaștele lui Gherasim întregi. Și la procesiune asta ce se întâmplă? Oamenii se pun, exact cum este poporul ăsta pe centru, se pune așa, de la poporul, unul lângă altul, dar nu vreau să treacă preoții. Dar ei nu trebuie
și trec în larg. Așa, și pe fața asta, arcul este pus cu niște suport special, așa, mai lungi, de patru pereți, doi de parte, doi într-o parte. Părintele a avut și mintea să lucra. Dar ce se întâmplă la Sfântul Gherasim, în Chefalonia? Este numit alăgătorul demonilor. Vin sute de demonizații. Este un vacar extraordinar. Unii ajung cu mare greutate să fie puși de râde jos. Însă cei mai mulți stau împrăștiați între oameni. Sunt 10.000 de oameni. Poporul venit în toată Grecia, se înțelege. Și ei se împrăștiați pe lume și încep să culească, să înjure, să gândesc. Și când îți acordie Sfântul Gherasim și oamenii sunt învățați, ei ortodoxi ca și noi, sunt învățați cu lucrurile astea și nu sunt, nu le consideră ceva aici de din comun, ca și manifestări care se repetă. Însă, la un moment dat, era o femeie îndrăgită care era foarte aproape de grupurile de preoți care duceau în rană. Făcea o călăgie extraordinară. Și părintele se vedește la avocatul grupul ăsta. Îi zice, Dumnezeu, nu am coace. Și îl pune locul în rană. Și el era încă și un pic spre femeia asta. Și când s-a copiat de rafa, a început să curle rău de tot, să se ferească, să se plece. Și părintele foarte bine, știi, s-a și a pus mâna pe capă. În clipa mea, în clipa care, s-a plinește tot. A trecut ca un loc, ca și cum a fi adormit. Și asta a puțin, nu știu să zic, 20 secunde maxim. Puțin pe cât timp i-a spus o rugăciune? După care s-a dus pe la țelul, la ragul ăsta în și acesta mă a spus, zice, că a fost o lumină, zice. Pentru că femeia și când ne-a întors, n-a născut nici cumva, zice, era înainte de cină. Și m-a întrebat, zice, pentru să vorbim o mine, fără niciun dubiu, cine este o mine, cât se poate de mare. Și apoi a plecat în Corint, în sudul Greciei, lângă Atena este Pireu, portul cel mare al Greciei. Și mai la, mai încolo de Pireu, mai spre răsăritul Greciei, dar în sud, se află o mănăstire de maici, mănăstirea Manelii. Și mănăstirea asta de maici se află icoana care izvorăște un mic necetat din gură, cum se află la Luna Harnău, care este o icoană extraordinară. Când intri la Harnău, în biserică, halou de mireasmă, te întâmplă de departe, în gura ei, cugetări din mil, din guza dreaptă. Și acolo cugetarea de mil este mai evidentă, pentru că ei o colectează. O strâng și dă petișoare aia de mil, care coge din bani. Și când a ajuns acolo, a spus avocatul, că s-au petrecut niște minuni pe care l-au văzut de părinte, ca și cum ar fi vorbit cu Maica Domnului. El se dea mai în spate. Și când s-a întors, într-adevăr, l-am amintit ulterior de ce îmi spunea, că părintele a vorbit cu adevăr cu Maica Domnului. Maica Domnului a spus anumite lucruri. N-am cum să-l istorisesc acum, dar o să certific ce a spus avocatul. Un alt lucru. Un prieten. Fost directorul la Intercontinental. Acum s-a făcut la cele ce
la cursul după repriza la începutul anilor 90. Și exact în perioada aia, el a avut, lunga de argint. Și părintele în momentul de zi, mi-a spus un lucru foarte interesant. Zice, mă, prieteni, zice, știi ceva? Zice, știi când am făcut eu lunga de argint? Eu n-am făcut la lunga, dar știam perioada. Zic, da, uite, știi, s-a întâmplat atunci, zice, pe lângă de... Chiar pe lângă de a ținut urma și zice, pe parcursul scurimei m-a aducat de mână. Zice, și în timp ce stăteam, așa, zice, am simțit cum mă întați, cum mă ridică. Și când m-am dat jos, deja, picioarele mele se lăsase așa de mână. Și m-am speriat, zice, nu știam ce să fac. M-am uitat la părinte. Imediat părinte era cu ochii închiși și plângea. Dacă se l-a dus. Era de primul moment de proces la lucru care era foarte important. Era atât de emoționat încât nu putea să articuleze niciun cuvânt. Sau de bine ce zic? Da. Da. Nu putea să articuleze niciun cuvânt. Mi-a spus târziu. Multă vreme după s-a întâmplat. Și m-a întrebat, zice, ce a fost asta? Și zic eu, urmare, uite, eu spun părerea mea, nu știu dacă așa este, dar așa a fost. Trebuie la mulțumesc, mi-am eu cred că în viitor asta e necazul. Și el, părintele, s-a întâmplat Dumnezeu pentru mine atunci. Dar rugăciunea mea era atât de intensă, atât de puternică, încât tu ai trăit minunea asta. El a rămas pe cărbile așa, a zis, ce să fie, ce să fie, și dar, într-adevăr, peste vreo 20 și ceva de ani, omul ăsta a avut un mare necaz, o mare ispită. Și în fine, cu mare greutate a trecut peste evenimentul respectiv, dar când a venit vremea să moară, a făcut mai ulterior un cancer osos și a dus așa o vreme, vreo câțiva ani, cu tratament, nu știu ce, dar la urmă a murit. Și înainte cu ei să moară, nu știu mai cum aștept prieteni, nu mai face nimic. Și m-am dus să mi-au rămas cu oamenii, că mă gândeam să plece dintre noi și să-l țin alături de un vechi de mine, Adrian. Și el m-a zis că n-a rămas bun și nu știam cât o să moară. Dar a venit un brânt la el care îmi era prieten și care, de pe prima dată în viața lui, a văzut pe fiu cum este sufletul dintr-un om. Mi-a spus, este brânt, dar are aproape 50 de ani și n-a asistat niciodată la așa ceva. La o asemenea clipă. De data aceasta a asistat. Îi citise și cu o zi înainte rugăciunea de ieșirea sufletului, dar nu a murit. Apoi a venit, ne-am rămas bun. Și a doua zi a venit, deci din nou rugăciunea de ieșire. Și atunci a murit. Și mi-a istorisit cum s-a comis o mă s-a soțiat și pierdut scufloare. Exact așa cum a zis eu. Dar a rămas pentru câteva clipe în această poziție. Ochii închiși se mișcau cu o repeziciune extraordinară ca și vedea scene uluitoare. El era inert, nu se mișca. Și la un moment dat, deschide ochii dus. Era în comă, rămăsese în comă. Deschide ochii dus. Și înțeleagă el, părul ca mi se face calici. Și atunci am venit ceea ce era văzut, l-am spăimântat atât de tare, încât, știți cum, știți că eu vreau să fac
Părintele se operase de mine în Germania, pe la Dumnezeu, cred, am impresia, nu știu exact. Și așa, de Germania se operase și s-a întors în țară și nu se simțea pe mine. Operația a început să supureze și îl deranja. Și din ce în ce mai tare se infectase, a făcut ceva, desigur, fără niciun dubiu, și deranja foarte tare, din ce în ce mai mult. Până într-o zi spune, haide la spital la urgență. N-a vorbit cu nimeni. Adică se presează la urgență. Și am mers la totul. Dar după trebuie la cel bătrân. Cel bătrân face o operează cu cancer acum la femeie. Și de care era la secția de la urgență, la Floresc, aici, la secția de chirurgie. Ne-am dus acolo. Când vede totul, părinte zice, vreau să ne plecem de aici. Ce situație foarte grea. Acum trebuie să operezi, te rog. Înăuntru infecție este foarte grea. Părintele zice, păi și facem anestezie. Ce anestezie îți face? Zice, nu se poate. Va trebui să las pe mine. Dar este prea periculoasă situația ca să poți să mai plece. Și atunci, părintele, am suflat ușor, așa zice, bine. Eu am fost mai am rămas acolo. Nu m-am importat dacă am rămas pe loc. Și acolo, doctorilor, ce-a făcut părintele? A doua la sută nu te operează, că medicii din Germania îi uitaseră un pansament la mine. Nu știu dacă l-au uitat sau l-au lăsat, dar trebuie să știi ce este cu un pansament, infectase totul la mine. Acum, da, doctorul o curăța cu mare grijă, dar ce s-a întâmplat? Că e greu să lucrezi de din nou și părintele a început să vorbească despre Hristos. Și a durat operația, a fost foarte mică și a durat de o oră și jumătate, au curățat în grijă totul cu mare atenție. Și părintele a văzut exact ca o predică, că așa spunea. Dar am întrebat oricum de părinte, de ce ține predica de la rugăciune? Păi sunt prea multe de la rugăciunea de două ori și așa zicea. Când se scrie predica de două ori, așa, așa sfătuia. El e un predicator foarte bun și îi predica crezând că predica poate schimba cuvântul, poate schimba inimii. Urma acest lăsat la Sfântul. Și atunci, atâta la ținut în sala de operație, o jumătate de urmă, toate le-am gândit să Hristos. Și doctorul mai era ce întrebări. Ei operau, dar mai puneau întrebări. Oameni pierdiți, nu oameni cu pregătire, cu școală, cu deschidere, cu capacitate. Și atunci puneau întrebări pertinente. Și părintele le explica cu mare atenție, cu mare grijă, ca el era preocupat, el era preocupat, era preocupat, ca nu cumva ei să înțeleagă cuvântul lui. Și astfel vă mă îngerbă. Și la sfârșit am terminat, l-am dus în rezervă, l-am pus și primul lucru, l-am întrebat, prinde, l-a dorut, dar el ce n-am simțit. Ați văzut câteodată se întâmplă și la oameni obișnuiți astfel de momente, dar când îi se întâmplă marelor și ați văzut mai și filme artistice, dar lucrul ăsta este cunoscut când o mamă își lasă copilul în casa plăcării, ea intră după copil, ea ia foc, ea arsă, dar ea nu simte durerea. Iar la cursul materiale, dar după aceea ce durere se simte. Adică, dragostea ei, pentru dragostea, nu? Biruiește mult firea trupească. Este biruită de sfârșit. Ea, mama aia, trece pentru o clipă, iubirea care a dus-o Hristos. Iar ca mama are acest față de copilul ei, că el a adus o iubire care era necunoscută lui.
ia aproape de lor până la doilea, până la treilea. După aia era clar, nu mai avea nicio problemă. Și el a pus o iubire care nu era viciată de egoism, de interes, de rațiune, rațiune omenești. O iubire bazată pe jertfenicie. Și știți că cel mai greu lucru din lumea asta este rugăciunea. Poți să-i dai omului să muncească, să le punească 12 ore, 14 ore pe zi, chiar muncește, dar prin stare să te acești în timp de la rugăciune. Iar așa se ține în mulți oameni. De aceea, revedem cum am trecut. Pentru oamenii nu s-au rugat. Că dacă oamenii s-ar fi rugat, n-ar fi fost nicio rugat. Și Dumnezeu a văzut că nu a existat dragoste între oameni. Și ca să treacă de referendum, era un dar. Și trebuia să îl căpătăm darul ăsta. Stăm în jertfă. Jertfă era cel mai greu lucru, rugăciunea. Iar ea n-a fost. Pentru că vedem că a spus tot așa, că veți cunoaște totul după rade. Oamenii vedem, a fost un post. Așa. Astăzi, spun asta și ceva foarte interesant. Mi-a poruncit părintele să-l spun tuturor cum e la viața lor. Un lucru foarte interesant. Mi-a spus să-l fac cunoscut tuturor oamenilor. Și bine am să fie o carte foarte interesantă. Interesant. Foarte interesant. Despre părinte. Dar thank you.
Era un lucru, practic un sătut, dar satele din Germania sunt foarte bine așezate economic și zic că sunt niște orice foarte frumoase. Și să vedem prosperitatea materială a lor. Și în acest orice mic, părintele mi-a spus, cum să ai să spună cu ăsta, să vă aduc toată țara. Și în acest orășel mic, îi dăm de o familie mai de bază, mai bogată, înțelegeți, cu o casă foarte mare, cu proprietate foarte tinsă. Și la această familie de germani, care aveau doi copii, aveau așa, să zic așa, erau cam a 5-a, 6-a, militele și toată lumea, cum mai jucat, s-a îngrijat o familie de ruși. După cum v-am spus, în contextul în care v-am spus, a deschiderii germanilor ruși. Și rusul era foarte priceput de seriaș. Rusul a luat soția lui foarte bună cosmopolită. Și copiii erau aproape de o seamă. Totul mi-a ajutat. Foarte deschiși, au hotărât să le ia copiii și să-i ducă la aceeași școală particulară unde erau și copiii lor. Au fost foarte deschiși cu ei și binevoitori. Și rușii își făceau foarte bine treaba, nemții se purtau foarte frumos cu ei. Până într-o zi, când nemțoarea, de bună seamă, avea o chemare de la Dumnezeu, de bună seamă, oare poate că la un suflet bun sau cine știe pentru ce merite deosebite. Pentru că nemțoarele erau protestanți, însă în această mică localitate de Germania erau singură biserică și erau și catolici. Știți că germanii sunt mai mult protestanți, un pic, dar sunt și catolici în Germania. Cam așa, ca în Ungaria. Și ei erau protestanți și împărțeau biserica asta o săptămână unii, o săptămână unii. Și când venea de protestanților, într-o bună zi, nemțoarele ca ce făceau? Ei trăgeau, știți că atunci erau altare. Adică au altare, dar nu mai avea să au scos. După conciliul, în prima Vaticană, în 1970, au scos la credeasă. Și trăgeam pe lea în fața altarului. Și venea predicatorul în fața lor masă și predica. Mai cântau cu fac protestații. Și când se trage pe teama, nemțoarele zice, stați, zice, opriți-vă, zice, să ne bucurăm și noi de frumusețea crucii lui Hristos. Știți că atunci, în spatele altarului, crucea. Ăștia au auzit toți. Ei mărturisesc crucea și... Dar familia lor, fiindcă familie de bază, n-au îndrăznit să aibă un cuvânt împotrivă, dar perdeau tot la trasă. În sfârșit, totuși, ce trebuie să reținem? Vedeți că ne vedem acum. Ea a mărturisit. Nu mai conta ce au luat, dacă mărturisirea ei a avut o împlinire în ceilalți, dar ea pentru ea a mărturisit. Așa cum toți cei care au votat, Dumnezeu i-a socotit o mărturisire. Și până când într-o seară, să începe la o
și nici nu se așează bine în pat, că de mâine pus, tavanul se deschidea și două stele, fița de așa și au acest doar la părinții ei, ascultul părinții, zice așa, și stelele își au luminat tot de la soare. Am văzut vreodată pământul fotografia din spate, nu se vede nicio stea. Numai de pe pământ se păstrele. Și două stele de cer au început să coboare. Și ea, vă dați seama, în credință de aminte, când s-a coboare, stelele erau două persoane care coboară ușor. S-au urmărit asupra patului ei, ușor plătit, ca la momentul asupra patului. Așa l-a utilizat această femeie. Unu strălucea ca soarele și ea își acoperise ochii cu mâinile cum să putea uita la el. Celălalt de lângă el era așa cum suntem noi. Nu avea nicio strălucire. Și îi spune, zice, ia-ți mâinile de acum, că poți vedea. Și atunci ochii ei, Dumnezeu i-a făcut în stare să poată privi la cel în care a luminat. Și ea îl întreabă pe cel care ținusese să poată să privească. Zice, taci, taci ești. Zice, eu sunt Francis din Assisi. Și se întoarce către ea ușor și către cel de lângă el ce strălucea. Și la toată lumea zice, vezi, ea ne primește, el are credința adevărată. Și asta a fost tot. Și îi s-a luminat. Și-a luminat. Dacă până atunci, sufletul ei era frământat, acum era total conversat. Era înăuntru ei să perdeceau și să-i spăr fenomenal. Și ea nu știu ce timp, trei zile, săptămâne. Și într-o seară, trecând spre lucrare, vede pe rus. Care e genunchi? Cu icoanele pe față, cu cartea de rugăciune pe față, își făcea rugăciune de seară. Și zice, se oprește, ușile erau ușor între deschise. Ce se închei, zice, ce faci acolo? Nu mai reții cum îl cheamă, dar am zis așa să revii, nu mai reții. Și el zice, mă rog, zice, dar zice, ce credință ai tu? Zice, eu sunt ortodox. Zice, ce e ortodoxie? Fac aici o mică paranteză. Să reținem cuvântul ăsta, ce e ortodoxie? Știi ceva? Unul dintre convertiții celebri a acestui deceniu, o solitate din lumea Rusă, a spus așa, zice, cel mai bine păzit secret din lume este ortodoxia. Și ne înțeleg ca în aceeași noapte, întreabă ce e ortodoxie. Poate vă mirați de acest lucru, dar aceasta este o mărturie a unui profesor universitar din Oxford. Și nu putem mări de incapacitatea de înțelegere sau de lipsă de programare. Ei spune, băi, noi cu și toți suntem ortodoxi și zice, dar ce e aceea poza ce e în fața ta? Zice, băi, e umană? Dar ce e umană? Zice, băi, noi închilim umană sfinții. Zice, dar sunt sfinți? Ce sunteți sfinții? Protestanții nu cred sfinții. Și el, însu așa cât îi permitea conștiințele lui, a început să explice la prujurătorul. Și la un moment dat, a spus, zice, pot să mă urci și eu la imparanta? Și atunci, când mă arată, ea mi-a cunoaștut despre ce strălucea. Era identic cu ceea ce părăsia, era Sfântul Sfântul de Sar. Ce vreau eu să vă spun? Știți că pe asemenea,
legi românesc. Nu milenii. Am plecat în Atos, pentru că și nu am pornit acest lucru. Și am venit la un călător care îl cunoșteam. Și l-am întâlnit călători foarte cunoscuți. Care unii iau de mari criterii, de bun criterii. Și acest călător care îl cunoșteam a înregistrat o casetă. El s-a întrecit cu aia. În anul în cel doi, la unii nebună. Era în treilea și părinții foarte bun. Și au spus în mediul online această casetă care a produs foarte tare în rândul oamenilor. Și am fost un perenatos că vrea să înțelegeți la o mănăstire și am întrebat un special pentru el. Și am dat un anul ăsta pentru el. Dar ce e o chestie asta? Și a început să se justifice în fel și timp. Și, dar știam de situația lui reală. Și l-am întrebat la un moment dat. El mi-a mărturisit, el însuși că a fost un om îndrăgit și am întrebat, dar cine te-a scăpat de situația pe care era? El era atunci la mai zis, că trebuie numai. Și unele dintre acuzele care se duc la Biserică, că este validat de Sfântul Francis de Assisi, Biserica Brătrădărescu. Și de-aia am vrut să urmesc această întâmplare, care în anul 90, atunci era totul necunoscut al Biserică de Republic Larg. Dar acum este foarte actuală. Și iată, e și văzut. Am văzut-o pe Sfânta Ecaterina, niciodată n-am văzut așa. Editat la Petrescu ca în Londra. Sfânta Ecaterina, acum la Iosa Paraschiva, nu e ca o Sfânta Ecaterina din Sinai. Și cine poate să meargă, bine ar fi să meargă. El era blond. Și era de mare frumusețe. Mama ei, el se mâna cu mama ei, care era foarte frumoasă. Tatăl ei era împărat. Și domnul a vrut, a putut să-și au o nevastă frumoasă, nu? Și ea se mâna cu mama ei, iar ceea ce mă ferințe, dar tatăl ei era inteligența deosebită. Foarte, foarte sfărită era la mine, de lucru pe care se vină. Ei, și în prima dată am fost la prevență, de exemplu, era blondă. E cu totul din smărt, dacă aș fi, eu pintez icoana. E cu totul din vorbă, ca să faci icoana, să o scurtă lumea, să știți. Sunt realități, nu se fac așa ceva. Mai am dat să zic, dar e avansat. Atunci. Mulțumim domnilor voastre, mulțumim părintele și că v-ați văzut cum a spus Aurențiu, eu îi spun la aia, prietenul cu mine, că părintele e convins că se poate moaște. Nu e niciun dubiu asupra acestui lucru. Nu am și probleme să spun alte lucruri, iar altele chiar nu am să-i răspund, însă e o certitudine lucrul acesta. La părinte și lucrurile, lucruri absolut excepționale s-au primit în urma rugăciunilor mele. De fapt, când Dumnezeu intervine asupra unui lucru la care tu mai înătrești de rezolvare, nu este o minune. Din oamenii cred că astăzi mai sunt minune. Chiar cei din biserică cred asta. Nu o să mai fac nimic. Ce dacă nu sunt sfinții, nu mai sunt cine de mult. Aceasta este un lucru foarte grav. Este o culă a Lui Dumnezeu ca și cum Dumnezeu.
teoretic ce citim în cărți, ci foarte, foarte practic. Era o dată la bancă, care să facem ceva, e foarte interesant. Era o dată la bancă, am înțeles să plătesc în facturi. Și era în 6 de bani. Frig, acum nu era bază de trecut, care a fost mai caldă, dar o scurie. Germană, zăpadă, era mai povolit așa, și în primul rând, 6 de bani, se plăzumește Sfântul Barsam, de ce bani? Sfântul Barsam, de ce bani? Dacă ați avocat zici în viața, nu știu dacă ați citit-o vreodată, vă rog, trebuie voastre, pregătirile voastre, dar este absolut fabuloasă. Dar este și un cel mare. Însă, oamenii cunosc foarte puțin despre el. El este cunoscut mai mult în limba normală, însă și în lume este o lume călugăresc. Și mergând la bancă să plătesc iar facturii, am văzut o imunță din dreptul, dar le-am înțeles. Șapte, cred că e așa, micuță de tot așa. Știți cele lucruri care se dau la un astfel? Cum Sfântul Barsanghi, care era de o imprimantă la funcționare de la o fată de la 23-24 ani, așa, de la Bacca. Și spun am văzut și că astăzi de răbdătirea Sfântului de aici. Și am zis că da, foarte limită de informația care a primit-o. Și trebuie să nu este de a facă de sără. Ați spus și două facturile pe care și-am dat. Dar când am ieșit din bancă, am avut o oasă, 2, 3, ce în clasă să întoarce de la poetice și spune că astăzi trebuie să înceată orice poiește ea, că îi dau totul. Eu am fost foarte venit de lucrul ăsta. M-am întors la noi. Sfinții nu-ți vorbesc în ureche. Sfinții vorbesc în centrul vorbirii. Este un alt fel de clasă. Și atunci am dus înapoi și i-am dus până la oamenii de acolo și am zis, vezi că Sfântul tău a spus că astăzi, așa că așa a spus, poți să-i ceri orice voie și cu orice. Și am plecat. Și m-am dus o săptămână. Nu știu ce e obicinărul, că n-am răzut să o întreb. Dar a doua oară când am venit, s-a venit de la tot de acolo. Și după de chiar am răgat altfel, m-a recunoscut, poate de după aia, cine știe. Și m-a trecut dumneavoastră, mi-a spus, de ce de Sfântul Barsanghi? Zic că așa este, eu ți-am zis. Zice, și colegii mei erau în stânga, în dreapta, domnul era în magie. Și concentrările erau așa, acolo să continuam ghișeul. Și era foarte strânjenită. Nu știa, era atât de emoționată, cu o țâră de lucruri în cea, zice, știți că mi-a primit dorința? Și oficiul, nu știu. Dar când am ieșit acolo, două lucruri ați văzut. Mi-a zis, cum-ți fii de mă, eu nu zici nimic să cer și ce rog. Și după aia vorbeam cu prietenii, mă, vezi că te fac asta. Dacă era luminată de Dumnezeu, dar poate că nu era de Dumnezeu ăsta, că așa a spus, îți dau orice. Dacă ar fi cerut mântuire, ar fi căpătat. Desigur, dar vremea a venit. Că nu știu ce, dar care să și primise. Și iată, de ce v-am spus asta? Poate nu trebuia să vă spun, dar de ce vă spun? Că voi sunteți oameni care veniți în biserică. Voi trebuie să aveți credință în Dumnezeu foarte puternică. Ați văzut acum la referendum, la trebuie, dar știți ce urmă va avea acest referendum? Peste câțiva ani de zile, preoții cu primul și sunt o situație înspăimântătoare. Ei nu vor avea, deja
îi se tormentă, că e foarte substanțială, apoi îi se dă, dacă nu am incident, dă, o închisoare cu suspectare și apoi dacă ei persistă în încăpățânarea lor de a nu face ce sunt autoritățile noastre, niște legi, nu? Ei sunt băgați la închisoare. Ei, vedeți, oamenii nu mers la văd. Este un lucru foarte grav. Poate că Dumnezeu vrea să încearcă poporul să facă. Și așa se vor cere de oameni foarte mult. Și acesta va fi un lucru. Este un lucru militar. Asta este un lucru militar.